Bună tuturor celor din zodia Berbec sau care aveți ascendentul sau luna zodia Berbec. Și bine v-am regăsit la citirea generală pentru perioada 1-15 februarie 2024. Începem cu mesaje din partea tarotului Osho, unde avem faptul că voi sunteți lume, deci în această perioadă puteți transforma un vis în realitate, unii dintre voi. Veți distruge niște ziduri, niște bariere, niște concepții, poate idei pe care le aveți, deci nu veți mai lăsa nimic să vă încarce sufletul, mintea și așa mai departe. Da, mintea în primul rând, pentru că văd foarte multe gânduri care se vor distruge, sunt gânduri toxice. După cum știți, dacă vă doriți o citire personalizată, puteți lăsa un mesaj pe WhatsApp la numărul afișat chiar aici. Iar dacă vă doriți și vă face plăcere, să lăsați un like, să vă abonați, să distribuiți acest video, să știți că vă mulțumesc din tot sufletul. Și să vedem ce vă așteaptă, dragilor. Energia principală pentru prima săptămână din acest interval de timp vine cu diavolul, multă toxicitate, rivalitate, răutate, poate chiar puteți avea de-a face și cu un capricorn, foarte multe lucruri vor ieși la iveală, vedeți că veți fi atrași în diferite capcane, o să vi se pară așa multe lucruri foarte frumoase, dar să nu vă lăsați, să nu alunecați pe această premisă, ceea ce auziți și credeți sau veți fi atrași. Dacă au magnet în anumite colaborări, relații de dragoste, situații din care nu veți ieși tocmai bine. De aceea va trebui să fiți foarte atenți și foarte precauți. Da, și mi-apare și o situație greoaie. Ia să vedem. În legătură cu ce? Poate primiți o veste, poate primiți un mesaj. Și văd că țineți cumva morții și să aflați mai multe detalii. Nu vi se dau acele detalii, poate în legătură cu această toxicitate. Puteți avea de-a face și cu semne de pământ, taur, fecioară, capricorn sau semne de foc, berbec, leu, săgetător. În alte situații văd că sunteți în căutarea unui loc de muncă, dar aveți un anumit obiectiv, aveți un anumit, nu știu, salariu pe care vi-l doriți. Da, este o săptămână în care vă veți axa foarte mult pe informațiile din exterior, dar și ce ține de locul de muncă sau să depășiți anumite dificultăți legate de o situație profesională. În a doua săptămână avem moartea, poate veți de-a face și cu zodia Scorpion. O tranziție, o transformare. Lăsați ce, încheiați un capitol din viața voastră, dar într-o manieră foarte naturală. Probabil veți renunța să trageți de anumite situații, de anumite persoane și veți merge pe drumul vostru. Da, aveți și foarte multă credință, dar voi ați avut, sau poate fi și o săptămână în care se vor curăța foarte multe lucruri în viața voastră. Poate veți merge pe urmele unui mentor, a unei persoane de unde puteți învăța foarte multe lucruri. Văd și o căsnicie, o alianță, o colaborare aici care va avea o importanță aparte. Aveți și mesaje suplimentare. Primiți o propunere din străinătate, dar nu vă încântă foarte tare, vă văd foarte supărați vis-a-vis de situația aceasta, dar vă abțineți să faceți anumite comentarii. Vă mâhnește o situație care vine de la drum. Ia să vedem ce aduce mai mult împăratul. Tot cad multe mesaje pentru voi. Din nou avem moartea, da? Din nou avem faptul că ceva se va încheia în viața voastră. Și văd aici faptul că aveți o mulțumire sufletească, dar trageți după voi și anumite răni mai vechi, vă sacrificați sau vă este teamă să credeți că este adevărat ce se întâmplă sau aveți rețineri în a rezolva o situație sau în a crede în totalitate în acea situație. Poate are legătură cu o căsnicie, cu un loc de muncă, o colaborare, un contract, acte scrise, promisiuni. Nu știți dacă să credeți sau nu aceste promisiuni. Din punct de vedere amoros, foarte multă comunicare. Reintrați în contact cu o persoană, vă caută, vă scrie, interacționați și vă puteți îndrăgosti. Chiar dacă sunteți îndrăgostiți, să știți că apare o energie în care parcă trăiți intens o poveste de dragoste, simțiți fiori în suflet, văd foarte multă
pasiune, dar și fluturi în stomac pentru o iubire. Sunteți foarte încântați și veți socializa foarte mult. Deci probabil trăiți o poveste prin mesaje, pe o rețea de socializare. Parcă ați așteptat de foarte mult timp această situație sau așteptarea i-a sfârșit. Da, și voi vă puteți bucura de o perioadă înfloritoare din punct de vedere amoros. Pe planul muncii, primiți niște informații, căutați, cercetați, vă informați pentru un job, pentru un proiect, pentru o colaborare. Vedeți că aici veți fi duși în eroare de o anumită persoană imatură sau care nu deține toate detaliile jobului respectiv. Veți ajunge să discutați cu o persoană foarte primitoare oarecum pe locul de muncă, adică văd rezolvări și foarte multă stabilitate, iar pe unii dintre voi eu văd cu o ocupație nouă, un job nou, o activitate nouă, poate trebuie să alegeți și nu știți ce să faceți, că sunteți încă într-o așteptare, încă așteptați să vedeți ce se întâmplă la locul actual de muncă înainte de a face vreo acțiune. Poate fi vorba și de o nemulțumire legată de locul actual de muncă. Da, văd un stres aici, vă frământă, vă stresează, vă consumă foarte mult o situație, dar veți ieși foarte bine de aici. Pe planul financiar, noi începuturi, ori demarați o activitate nouă, un proiect nou, ori găsiți o sursă de venit care vă încântă. Poate vi se întinde și o mână de ajutor din partea unui semn de apă, rac, scorpion sau pești, dar văd foarte multă abundență, o împlinire în casa voastră, vești bune legate de bani în casa voastră și un sprijin, apare un sprijin material, o evoluție pozitivă și foarte multă stabilitate, deci ceea ce va veni ține mult timp. Pe sănătate, vești bune, primiți vești bune dacă ați fost îngrijorați sau vă stresat, o situație pe sănătate, da, aici într-adevăr, unii dintre voi ați trecut printr-o răceală, v-ați simțit slăbiți, amețiți, dar vă reveniți, poate faceți un set de analize și vor ieși foarte bine, pentru că vă văd mergând la medic ca să descoperiți care este adevărata problemă de sănătate. Provocarea vine cu cavalerul de spade. Veți putea intra ușor în conflicte, deci trebuie să nu dați curs anumitor discuții agitate care pot apărea sau anumitor persoane care vin așa val vârtej în viața voastră. O altă provocare are legătură cu o sumă de bani și poate fi vorba și de un drum. Poate trebuie să faceți un drum pentru a primi o sumă de bani, o moștenire. Poate dezbateți aici, să faceți niște acte, da, pentru că văd și o persoană în vârstă, cineva se opune acestei realizări sau să semneze aceste acte, sau poate voi trebuie să vă asumați toată suma ca să puteți ieși în câștig sau să finalizați acele acte. Sunteți un pic cam iritați sau ușor de scos din sărite, să știți, mai sensibil un pic. Poate are legătură și cu businessul vostru, cu o activitate în care vă implicați foarte mult, în care vă dedicați foarte mult și nu v-ar cădea bine să știți că cineva încearcă să vă încurce. Surpriza vine cu un drum, o călătorie fizică sau poate vă veți lăsa ghidați, vă veți lăsa conduși către ceea ce va veni. Vă trece ceva prin minte. Văd o rezolvare pe relații de dragoste, poate fi vorba de o împăcare, poate fi vorba de o dreptate care vi se face într-o poveste, pentru că ați suferit foarte mult. Pe de altă parte, vorbim de un proces unde se dă un verdict sau aflați cine este de partea voastră. Vi se face o propunere și ar pare că pare a fi o surpriză pentru că puteți da un test și să treceți acest test. Pot să vi se aprobe niște acte pentru un împrumut sau pentru o anumită activitate. Vor fi lucruri care se vor demara, să spunem așa, începând cu prima perioadă din luna februarie. Există foarte mult potențial din partea unui bărbat, dar e cam zgârcit acest bărbat, să știți, și cred că poate să se deschidă, să ofere rezolvări pe acte, documente, rezolvări scrise, mesaje care vin, parcă se rupe tăcerea, se rupe un blocaj, voi sunteți puși în fața unei alegeri,
Dar îmi apare și faptul că iese un adevăr la iveală și tot ceea ce ați făcut până în momentul actual o să dea și rezultat, adică veți avea de câștigat, să știți. Dragilor, cam atât am avut să vă spun. Vă mulțumesc tare mult că mi-ați fost alături și astăzi. Vă pup, vă îmbrățișez pe toți cu mult drag și să ne auzim cu bine data viitoare. Pa, pa!